Salutare pariori! Pentru ziua de joi, tipsterii de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 5 pronosticuri. Haideți să revedem! Lincoln-Slovan Bratislava. La această confruntare, Radu Oprea o vede favorită certă pe Slovan Bratislava. Formația slovacă este mult mai puternică, are un fotbal ofensiv și vine după 3 meciuri consecutive în care a marcat de cel puțin 2 ori. Așadar, având în vedere că va juca împotriva unui adversar modest din Gibraltar, pronosticul tipsterului nostru este că Slovan va marca minimum 2 goluri. Franța și Egipt vor lupta joi pentru un loc în finala Jocurilor Olimpice la handbal masculin, iar tipsterul Alex Rizea consideră că francezii au șanse mari pentru a ieși învingători. Aceștia au una dintre cele mai puternice ofensive din lume, iar la turneul de la Tokyo au ajuns la o medie de 34 de goluri înscrise per meci. Combinând perfect experiența cu tinerețea, lotul francezilor arată senzațional și ținând cont că au câștigat toate cele 7 întâlniri anterioare contra Egiptului, pronosticul tipsterului nostru este victorie Franța. Aroa Barena Buzărnescu. Adrian spune că Mihaela Buzărnescu a avut un debut perfect la turneul de la Cluj, reușind în urma unui joc bun să o învingă fără emoții pe Tomova. Tipsterul nostru se așteaptă ca Buzărnescu să repete prestația bună și ținând cont că a mai învins-o odată pe Aroa Barena în acest an la Australian Open, iar acum va beneficia și de aportul publicului, Adrian recomandă pariul, Buzărnescu câștigă primul set și meciul. Statele Unite ale Americii, Australia. Prima semifinală din cadrul turneului de basket masculin de la Jocurile Olimpice aduce față în față două echipe extrem de motivate pentru a obține aurul. Americanii au trecut în sferturi de rivali spanioli la o diferență de 14 puncte, în timp ce australienii i-au spulberat pe argentinieni printr-o victorie la o diferență de 38 de puncte. Tipsterul Wade este de părere că cele două echipe se aseamănă destul de mult, așa că se așteaptă la un meci mai echilibrat decât o arată cotele și recomandă pariul de tip handicap Australia plus 15,5 puncte. Uipești-Basel. David Chirilă spune că între cele două formații este o diferență evidentă de valoare în favoarea formației elvețiene. Mai mult decât atât, Basel are un start de sezon promițător, obținând până acum 4 victorii în meciuri oficiale, toate la diferențe considerabile de scor. Ținând cont de calitatea superioară a elvețienilor și de forma arătată în ultimele săptămâni, pronosticul lui David Chirilă este victorie Basel și peste 1,5 goluri. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.